27 iunie. Cine este aproapele meu? Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Roman 12:10. O viață de creștin se va descoperi prin gânduri de creștin, prin vorbe de creștin și printr-o comportare de creștin. În Hristos locuiește plinătatea divină a caracterului. În Hristos vom duce la îndeplinire lucrările sale. În Hristos vom înțelege îndatoririle noastre obligatorii și cuprinzătoare față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Există multe legături care ne unesc cu semenii noștri, cu omenirea și cu Dumnezeu, și aceste relații sunt solemne prin marea responsabilitate pe care le implică. Atâta timp cât suntem în această lume, noi trebuie să fim legați unul de celălalt. Omenescul este împletit și strâns legat de omenesc. Ca și creștini, noi suntem mădulare unii altora. Domnul ne numește drept fii și fiicele sale și ne cheamă ca prieteni ai săi să ne ajutăm unul pe altul. Aceasta trebuie să fie o parte a lucrării noastre practice de creștini. Cine este aproapele meu? El este chiar acela care are nevoie cel mai mult de ajutor. Fratele tău, bolnav sufletește, are nevoie de tine așa cum ai avut și tu nevoie de el. El are nevoie de experiența unuia care a fost tot așa de slab, cum este el, și care poate compătimi cu el și îl poate ajuta. Chiar cunoașterea propriei sale slăbiciuni îi folosește unuia ca să poată ajuta pe altul în slăbiciunile sale. Să nu lăsați coardele compătimirii, care ar trebui să fie gata de a vibra la cea mai mică atingere, să fie reci ca metalul, înghețate, așa cum au fost și în stare de a ajuta acolo unde este nevoie de ajutor. Căutați să ajutați, să întăriți, să binecuvântați pe acei cu care vă asociați. Domnul va fi plin de milă față de acei care exersează gingășia umilă și compătimirea față de alții. Noi trebuie să realizăm că suntem în școala lui Hristos, nu pentru a învăța cum să ne apreciem pe noi înșine, nici cum să ne conducem astfel încât să primim onoare de la oameni, ci pentru a învăța blândețea lui Hristos. Euul și egoismul vor lupta întotdeauna pentru supremație. Trebuie să avem o luptă cu noi înșine pentru ca euul să nu aibă victoria. Prin Hristos voi puteți triumfa, prin Hristos puteți birui.